La iese la încălzire și Akiri se însuflețește, se animă atmosfera pe Meața odată cu primele mișcări de încălzire ale elvețianului venit sub formă de împrumut de la Bayern München, însă nerazzurii au drept, de altfel și obligația de a-l cumpăra în vară pentru 15 milioane de euro plus alte două bonus, o fază în care cred că este Mancini doborât de această minge. Un moment nostim al partidei, Groghi, tehnicianul nerazzurilor, nu se poate feri de mingea trimisă violent din apropiere. Andreolli e cel care îl lovește, Mancini râde, să nu e râsul său. Capitanul își lovește antrenorul cu această minge. Da, nu e Andreolli, ba da, e Andreolli. O fază pe care cu siguranță veți putea revedea în cel mai scurt timp pe site-ul nostru digisport.ro. Aduceți aminte, Andreolli a fost jucătorul care a trecut de la Inter la Roma atunci când nerazzurii l-au achiziționat pe Cristi Chivu în 2007. A rezolvat Vidi de această fază. Pedel impecabil în duelul cu Iago Palche. Încă o partidă remarcabilă după ce, mai ales prima repriză, a fost una solidă făcută de Cilian la Torino contra lui Juventus. Începe să se impună acest Medel, care, e adevărat, nu este de calibrul lui Vidal, însă este un jucător foarte prețios în zona de recuperare, în zona de tamponare a atacului adversarului. Minge servit în partea stângă lui D'Ambrosio. Da, vedem încă o dată ce țintă a avut Andreolli, ajutat de secuzii săi să-și revină.